Și mergem la sediul Partidului Social Democrat. Fostul ministru de Finanțe și președinte executiv al PSD face declarații, să-l ascultăm. Astfel de conferințe de presă pentru a discuta, pentru a dezbate temele la zi pe fiecare sector al economiei, în principal pe temele guvernamentale. Aș începe cu un subiect pentru a clarifica un lucru pe care guvernul Orban încearcă să-l aplice în următoarele zile, referitor la bugetul de stat, la legea plafoanelor și anume cu asumarea, de fapt angajarea răspunderii pe legea bugetului de stat, care din punctul nostru de vedere, în mod clar, este neconstituțională. Și asta o spun și pentru faptul că există o decizie a Curții Constituționale, numărul 1431 din 2010, asupra cererii de soluționare a conflictului juridic de natură constituțională dintre Parlament și Guvern. După cum știm, în anul 2010, guvernul PD, la vremea respectivă, partid din care face astăzi parte și Partidul Național Liberal, și angaja răspunderea pe legea educației. În urma contestării de către PSD a angajării acelei răspunderi, Curtea Constituțională a decis că angajarea răspunderii asupra unui proiect este neconstituțională, considerând că ocolirea procedurii de examinare și dezbatere a proiectului de lege, atât în comisiile de specialitate din Parlament, cât și în plenul fiecărei camere a Parlamentului și recurgerea la angajarea răspunderii asupra acelui proiect, nu își găsește o motivare. Mai mult, dacă ne uităm la calendarul pe care guvernul trebuie să-l respecte vis-a-vis de proiectul de buget, să nu uităm că sunt mai multe etape premergătoare obligatorii a fi parcurse, de la prezentarea în mod public a acestui proiect de buget pentru o dezbatere publică corectă, avizele necesare, discuția și avizul în CSAT, avizul în Consiliul Economic Social și, desigur, în Parlament, discuțiile în comisiile de specialitate și, ulterior, și votul în plenul reunit. Pot spune foarte clar că actualul guvern PNL minte în mod clar cu privire la salarii și la pensii. Pentru că nu sunt prinse aceste creșteri în bugetele pe 2020, 2021 și 2022. Aici fac trimitere la strategia fiscal-bugetară pe care am văzut-o în spațiul public. Așa cum al nostru calendar stabilea foarte clar, așa cum de fapt legile în vigoare astăzi o impun. În realitate, imediat după legile din 2020, este punctul nostru de vedere foarte clar și fundamentat, se va trece la măsuri de austeritate, adică la tăieri de venituri, concedieri și alte astfel de măsuri care, știm foarte bine, au reprezentat un obiectiv pentru guvernarea PNL și în anii anteriori. De asemenea, spunem foarte clar că aceste măsuri nu vor fi aplicate de către guvernul Orban pentru creșterea punctului de pensie. Promisiunea privind salariile de creștere de pensii conform calendarului anunțat de guvernarea PSD, cum spuneam, este doar praf în ochi. Și dovada este foarte clară. Din documentul pe care vi l-am menționat, și anume strategia fiscal-bugetară, este menționat în mod foarte clar și de asemenea și în opinia Consiliului Fiscal, care spune următorul lucru. Totodată, cheltuielile de asistență socială par subestimate începând cu anul 2021 în raport cu estimările Ministerului Finanțelor Publice din nota de fundamentare la legea pensiilor numărul 127 pe 2019. Pentru 2021, decalajul în raport cu evaluările anterioare ale Guvernului și ale Consiliului Fiscal este cuprins între 1,3 și 1,5 din PIB, iar pentru 2022 între 2,2 și 2,6 din PIB. Deci este în mod clar acest lucru evidențiat, cum spuneam, și în opinia Consiliului Fiscal. De asemenea, referitor la salarii, este din nou o minciună pe care guvernul Orban o propagă în spațiu public. Știm foarte bine, ce puțin, declarațiile primului ministru de acum câteva zile, că se analizează dacă vor mai aplica creșterile de salarii pentru profesori, în consonanță, desigur, cu declarațiile ministrului demis al finanțelor, pentru că trebuie să avem în vedere faptul că a fost și o moțiune simplă care a fost votată în plenul Senatului, fapt care reprezintă o noutate pentru un guvern din două puncte de vedere. În primul rând, un aviz negativ în comisiile de audiere din Parlament și, cum spuneam, săptămâna trecută, o moțiune simplă votată de plenul Senatului. Așa că o să-l denumesc în continuare ministrul demis al finanțelor publice.
De asemenea, guvernul PNL minte bugetare atunci când spune că vor crește salariile respectând legea salarizării unitare. De fapt, se taie aceste salarii, iar dovada este în mod clar evidențiată în același document, strategia fiscal-bugetară, la pagina 7 și în proiecția de buget, unde guvernarea PNL propune un câștig salarial mediu net lunar de 3.324 de lei în anul 2020, mai mic decât este estimat că va fi câștigul salarial mediu net în decembrie 2019, adică minimum 3.346 de lei. Deci guvernarea PNL taie din salariile românilor și nu le crește așa cum legea obligă. În octombrie 2019, câștigul salarial mediu net este deja de 3.116 lei, iar în ultimele două luni ale anului 2019, acesta va crește cu cel puțin 230 de lei, deci va ajunge la 3.346 de lei. Adică în anul 2020, PNL propune tăieri de salarii pentru români, pentru că 3.346 este, desigur, mult mai mult decât 3.324 de lei, ceea ce propune, cum spuneam, guvernul PNL. Ca și exemplu, în ultimele două luni de zile din 2018, câștigul salarial mediu net a crescut cu 237 de lei. Iar în ultimele două luni din anul 2017, acesta a crescut tot cu 237 de lei, iar în ultimele două luni de zile din 2016, câștigul salarial mediu net a crescut cu 246. Deja s-a anunțat prin documentul menționat puțin mai devreme, înghețarea indemnizației de hrană, înghețarea indemnizației de merit și interzicerea cumului pensiei cu salariul în instituțiile publice. Desigur, și alte măsuri, cum ar fi voucher de vacanță, plafonate la același nivel, așa cum a fost în 2019, cu toate că guvernul PSD a făcut o propunere, spunem noi, corectă pentru mediul economic, și anume păstrarea în 2019 acestui nivel de voucher de vacanță la 1450, dar creșterea acestuia și aplicarea lui diferențiat pentru extrasezon, astfel încât să ajutăm sectorul de turism și în această perioadă a anului. De asemenea, Ministrul de Finanțe ne propune un buget bazat pe ipoteze macroeconomice false, spunem noi și repet încă o dată, justificat din documentele pe care astăzi le avem la dispoziție. Cu venituri umflate din PIX, supradimensionate și cheltuieli la fel subdimensionate. Dovada este la fel în documentul Consiliului Fiscal, care arată că strategia fiscal-bugetară pe 2020-2022 încalcă toate principiile angajate de România cu Uniunea Europeană, toate regulile fiscale pe care actualul guvern spunea că le va respecta. Mai mult, la pagina 3 din opinia Consiliului Fiscal, se arată că veniturile bugetare sunt supraevaluate. La pagina 5 din același document se arată că veniturile din TVA sunt supraevaluate, iar estimările încaselor din accize la fel sunt optimiste. Înțelegem, dacă se poate spune așa, orgoliul liderilor PNL de a ajunge cu orice preț exact la deficitul bugetar estimat în mod nerealist, care afectează, din păcate, fiecare român, asta însemnând dobânzi mai mari, curs depreciat, datorie mai mare, presiune mai mare asupra generațiilor următoare. Comparațiile cu estimările Comisiei Europene și ale Fondului Monetar Internațional reflectă strategia de creștere artificială a deficitului de către guvernul Orban pentru a atrage în mod intenționat înrăutățirea ratingului de țară. Guvernul PNL a agitat în mod intenționat piețele financiare, exagerând în privința unui deficit de 4,43% din produsul intern brut, crescut inițial de la 4,1% la 4,3% în numai două zile. Iar apoi a decis să acționeze pentru a obține acest nivel de deficit crescut, ceea ce se traduce printr-o iresponsabilitate gravă la nivelul guvernului. Și acest lucru a fost făcut pentru a demonstra cu orice preț că au o grea moștenire. În schimb, Partidul Național Liberal a creat un deficit bugetar suplimentar de 7,83 de miliarde de lei, 1,5 miliarde de lei din obligații suplimentare, adică angajamente, și 6,3 miliarde de lei în zona de cash. Guvernul PNL, prin același ministru demis al finanțelor, și-a dorit în mod irresponsabil și inconștient reducerea perspectivei de rating asociată României, crescând astfel costurile de finanțare și cursul de schimb, cu impact negativ asupra bugetului și a populației României. Din păcate, a fost nevoie ca domnul Câțu
pentru ca ce a spus dânsul de 3 ani de zile încoace să se împlinească, a fost nevoie ca dânsul să ajungă în Guvernul României, pentru ca atât, să spunem, strigată criză să apară și în România. Este practic aceeași mecanism pe care Guvernul Boc l-a implementat în anii trecuți, gerând în mod artificial poate o criză și desigur cu toate efectele ulterioare. Acesta este cel mai important, spunem noi, semnal pentru recesiune economică. În ultima prognoză publicată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză în noiembrie 2019, se arată că în 2020 România va avea un decalaj recesionist de aproximativ 0,6% din PIB potențial. România va avea un decalaj recesionist, cum spuneam, de 0,6%, acesta fiind sau persistând și în anul 2021. În prognoza din mai 2019, se estima tot de către aceeași instituție publică că România va avea un decalaj expansionist atât în 2019 cât și în următorii 3 ani. Guvernarea PSD, aducând, cum știm cu toții, pe cifrele oficiale, creștere economică peste potențial și în 2017 și în 2018 și în cele 10 luni de zile din 2019. Oare de ce s-au schimbat aceste prognoze, repet, făcute de aceeași instituție publică, fără să avem în mod foarte clar și transparent argumente în acest sens? Comisia Europeană de asemenea arată că începând cu anul 2020, România va intra în decalaj recesionist. La anul acesta este cuantificat la 0,1% din PIB potențial și Comisia Europeană estimează că acest dezechilibru se va adânci la 0,4% din PIB potențial în 2021. Nu există în strategia fiscal-bugetară pentru următorii 3 ani de zile vreun plan de soluții, vreo strategie foarte clară pentru creșterea capacității productive a economiei românești. Nu există niciun fel de viziune de creștere a producției industriale, vreo idee privind extinderea piețelor de desfacere, a exporturilor României. Nu există în acest document niciun program de dezvoltare a industriilor strategice sau măsuri pentru consolidarea capitalului autohton și prin dezvoltarea IMM-urilor. De asemenea, același guvern, spunem noi foarte clar, urmărește... Declarația așadar la sediul Partidului Social Democrat. Fostul ministru de Finanțe, Eugen Orlando Teodorovici, critică măsurile economice luate de guvernul liberal. Noi mergem mai departe în jurnal acum.